Aflat la prima sa participare la un campionat mondial de juniori, Florin Arteni Fântânaru a făcut echipă cu Laurențiu Alexandru Danciu, cei doi concurând alături de alte 23 de echipaje. Tricolorii au câștigat aurul la doar 10 sutimi de secundă în fața Germaniei, în timp ce pe poziția a treia s-au clasat reprezentanții Croației. Este un rezultat extraordinar pentru România, pentru clubul CSM Suceava și pentru Florin Arteni Fântânaru, mai ales că față de campionatul european a tras cu alt băiat în barcă. După părerea mea, Florin este cam cel mai bun junior al generației sale la masculin și îmi doresc să ajungă în acest an și la Jocurile Olimpice ale Tineretului, care vor avea loc în Argentina în luna octombrie, a declarat antrenorul Ioan Despa, care a ținut să mulțumească primăriei și Consiliului Local Suceava pentru susținere.